Marcel Toader e decis să își recupereze banii pierduți și a apelat la un avocat pentru asta. Afaceristul ne-a vorbit în exclusivitate despre cei 50.000 de euro pe care încearcă să ia înapoi. Vă gândiți la o acțiune în instanță? Despre ce este vorba? Da, de-abia am stat de vorbă cu avocata. Este vorba despre prieteni de dumneavoastră pe care ați împrumutat și nu v-au mai returnat banii? Da, sunt două persoane care pe care le-am împrumutat, da, și nu au cata de găsit să mai întoarcă banii. Au încercat întotdeauna să vă amâne sau pur și simplu nu s-au mai gândit la dumneavoastră? E vorba de contracte de împrumut neonorate, bineînțeles. Adică n-au mai dat bani înapoi. Și aveți o relație de prietenie sau de rudenie? Că așa scrie în mesaj, de-aia vă întreb. Da, și de prietenie și în al doilea caz și de oarecare rudenie, da. Gradul de rudenie, sunteți veri? Prin alianță, nu. A, este prin alianță gradul de rudenie. Nu suntem prin alianță, da. Și ce grad este? O să vedeți la vremea respectivă, că o să le vedeți și acțiunile în instanță. Mm-hmm. Eventual, sper să nu. Cumva vă pierdeți în aceste zile doi prieteni buni. Exact. Exact. Am înțeles. Eu nu aș vrea să-i pierd, pentru că eu sunt un tip înțelegător. Sunt o persoană care are bun simț și înțelegere, dar există și la mine o limită, ca la tot omul, înțelegeți? Despre ce sume este vorba? Păi în total vreo 50.000 de euro. Deci vorbim de sume de 50.000 de euro. Da. Și de cât timp vă datorează acești bani? De vreo aproape 3 ani. Și în 3 ani nu v-ați gândit să faceți o acțiune în instanță până în acest moment? De toate până acum am încercat. Am tot încercat cu frumosul, dar degeaba. Pe scurt, care ar fi etapele de acum? Păi notificări și așa mai departe. Înseamnă că totuși v-au supărat într-un fel dacă ați ajuns să faceți și acest lucru. Nu că m-au supărat, dar e păcat că sunt banii mei și trece timpul și eu am nevoie de bani, normal, ca orice om, nu vedeți ce vremuri trăim, nu? Și ei au vreo scuză că, domne, nu avem sau vi dăm peste un an sau vi dăm luna viitoare? Unul nu mai răspunde la telefon, unul mă tot amână de manieră asta. Am tot încercat. Când îi dai fată vaca și când îi ceri moare vițelul.